ca și marinar, ai copii cam peste tot în lume. Dimineața Blană cu Ramona și Coțofan. Ce ar trebui să facă un șef ca să nici să nu îi facă pe angajați să se simtă spionați și cumva biciuiți, da? Nici să nu piardă din productivitatea muncii, din productivitatea companiei, să zicem. Acum, noi ne luăm de șefi acum sau nu ne luăm de șefi că spionează? Noi prezentăm o situație care se întâmplă. Nu, noi dăm cu parul, n-ai înțeles. Eu vreau să dau cu parul. Eu cred că problema este la faptul că muncim foarte mult timp fără pauză și simțim nevoia cumva să, la un moment dat, să de o gură de aer rece, așa. Și vorba aia, pauzele lungi și dese, cheia marilor succese. Așa că stimulați angajații prin pauze și salarii mari. Blăneața, cum te numești? Marius mă cheamă. Șef sau angajat? Aș putea să zic că sunt propriul meu șef. Așa. Sunt navigator de meserie și în meseria mea e puțin cam libertină, să zic așa. Așa, și pe voi cum vă verifică la navă? Bine, șeful mecanic, dacă te vede că stai și prești luleaua, așa, te ia așa puțin la navă și își vede treabă în continuare. Beți un rom împreună, după aia așa a fost, nu? Vă puneți peticul ăla pe ochi și hai, boss. Nu, aia e aspirație, nu-s navigatori. Nu? Nu, nu. Te-ai uitat la aspirație care ai bebe. Dar tu ai amândouă mâinile? Sau ai un cârlig în loc de una? Le am pe amândouă cu toate degetele. Și un picior de lemn. Da, și... Fără piciorul de lemn. Cât stai în voiaj și cât stai acasă? Acum sunt acasă din noiembrie. Mhm. Și mă pregătesc să plec. Ai zis că dacă ai un șef mecanic acolo, înseamnă că tu ești ofițer de care, sau? La vapor sunt considerat ca ofițer electric. Ofițer electric? Și mergi la electric chestia la noastră? Auzi, dar nevasta ai? Stai că te țin acum, putem să o ținem așa până la două. Că ești curios așa de meseriile astea. Ai nevastă? Am și soție. Și copii? Și o fetiță mică, și da. E vorba între marinari, iubește-ți copilul ca și cum e al tău. A mai spus cineva o vorba cu ceva femeie și cred că într-un fel îi dau dreptate, dar se aplică doar anumitor persoane. Ca și marinar, ai copii cam peste tot în lume. Blăneața, Alin, spune-ne. Oamenii sunt mai productivi atunci când nu se simt presați. Cred că e mai productiv dacă îi definește omului o sarcină de serviciu și agreez cu el niște condiții în care să o îndeplinească, gen termen... Deadline-ul. Da, corect. Bună dimineața! Ce voce ai! Silviu din București. Spune-ne, eu sunt la care monitorizează. Wow! Leu, și ce găsești acolo? Spune-ne. Give us the dirty stuff. În primul rând, nu folosiți Yahoo Messenger. Ok. Dar mai există Yahoo Messenger? Mai există și este folosit în companii. Încercați totuși să nu faceți hotspot după telefoanele mobile și să vă conectați la laptopuri, că oricum tot se vede. Stai, nu înțeleg, explică-mi mai exact. Eu să nu fac un hotspot? Da. La care să mă conectez cu ce? Cu laptopul de muncă? Da. Da. Așa. Altceva. Nu faceți asta că se vede. Se vede dacă folosiți alte proxy-uri și alte nebunii. Okay. Așa. De singurul lucru care nu putem să-l monitorizăm, telefonul vostru mobil, personal. Bun. Zi-mi... Chiar și ăla de companie se poate monitoriza. Ok. Uh-huh. Dar angajații știu că sunt monitorizați? Da. Ah, bun. Din experiența ta acum, ai văzut discuții din astea? Ai văzut o fustă scurtă, send nudes, niște poze din astea când trebuiau oamenii să muncească? Poze nu, discuții da. Discuții? Înseamnă că e foarte savuros acolo la voi. Și am... A fost numai acolo unde se monitorează. Acum nu se mai văd chiar toate chestiile. Mm-hmm. Am o întrebare. Cineva cu funcție importantă în companie îți și cerea informațiile astea? Sau doar se adunau undeva? Nu, se adunau. Se adunau și se făcea o statistică de genul. Tu te distrai? Tu te distrai la sfârșitul lunii, îți luai salariul? Nu, erau doar pe tipuri de site. Nu, exact. Am înțeles. Ok, fiecare departament avea o limită, dar se vedeau în comparație cu alte departamente. Am înțeles. Și se aplicau sancțiuni și alte cele? Nu. Păi dacă ai zis că... Doar te băteau obraz, așa era mai distractiv, deci... că te duceai la cât un manager și îi zice, băi, nu mai vizita site-ul ăla. Și atunci... Auzi, cred că puteai să-l și șantajezi așa un pic.
Da. Nu, doamne ferește, nu. Adică eu nu cumpăram niciodată suc la serviciu, chestii de genul ăsta, nu. Asculți dimineața radio, bravo tu! Asculți dimineața blană, bravo noi!